Unele locuri de joacă din municipiul Buzău reprezintă pentru copii nu o oază de bucurie, ci chiar un adevărat pericol. Vechi și din metal, leagănele și toboganele s-au rupt, iar micuții se pot accidenta oricând. După ce au primit 10 de reclamații legate de starea proastă în care se află parcurile de joacă, șefii primăriei au decis să înlocuiască jucăriile. Urma analizii făcute la nivel de județ, de fapt, nu numai în Buzău, toate locurile de joacă au fost revizuite și unde a fost cazul le-am înlocuit total. Cele care au meritat a fi reparate, le-am reparat și suntem, la momentul ăsta suntem în curs de montare a celor noi și reparații la cele vechi. Locurile de joacă ajunse în stare deplorabilă trebuie înlocuite conform normelor în vigoare cu jucării care să nu reprezinte un pericol pentru micuți. Leagănele, toboganele sau balansoarele trebuie să fie din materiale de plastic, doar că prețurile acestora sunt destul de ridicate, iar municipalitatea a găsit o alternativă. Toate spațiile de joacă pe care le vom reînnoi, n-am mai recurs la cele. De fapt, n-am avut altă soluție și am adus de afară. Dar de data asta a apărut un constructor undeva pe la Breaza de Prahova, cu prețuri foarte bune și suficient de icirizate, fără nicio problemă. În vara acestui an, prefectura Buzăului a cerut primăriilor din întreg județul să facă un control al locurilor de joacă pentru copii, iar problemele descoperite să fie remediate într-un timp cât mai scurt.